Întotdeauna când pictăm o icoană, începem cu o rugăciune. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Dumnezeule Tată, în numele Fiului Tău, Iisus Hristos, trimite Harul Sfântului Tău Duh asupra acestei icoane, pe care o zugrăvește roaba Ta spre slava Ta prea Sfintei Treimi. Rolul iconarului este de a transpune în lumea văzută o picătură, o frântură din lumea nevăzută, de a face legătura între cele două lumi. Și atunci, la fiecare pensulație pe care o dăm, ne rugăm, Doamne, Tu știi cum este veșmântul Tău, noi suntem neputincioși, neștiutori, nu putem să îl redăm așa cum este, cum a fost în realitate, cum ar trebui să fie. Nu mai vorbesc de chipurile Sfinților și ale Mântuitorului, Maicii Domnului. Este foarte greu, fără rugăciune nu se poate ajunge la un rezultat cât de cât bun. Cel mai important este să te rogi tu personal, cu cuvintele tale, la Sfântul respectiv sau la Mântuitorul sau la Maica Domnului să te ajute ca atunci când pictezi, să poți la final, când cineva privește chipul icoanei respective, să simtă o legătură între persoana respectivă și Sfântul la care se roagă. Să poți transmite credinciosului ceva divin, ceva, nu știu, credinciosul respectiv să poată atunci când se uită la chipul Sfântului respectiv, să poată să-și spună durerea, să-și spună, să ceară ceea ce dorește sufletul lui. Să poată să vorbească cu Sfântul așa, ca și cu un prieten foarte apropiat. Pentru că atunci când te rogi la un Sfânt, este o conversație între tine și cel mai bun prieten al tău, ca să spun așa. Deci în Sfântul respectiv tu ai încredere deplină. Poți să-i spui cele mai tainice lucruri ale sufletului tău. Și noi, prin pictorii în general, iconarii, ca să spun așa, asta încearcă să transmită prin icoană. Încearcă să facă o legătură între sufletul credinciosului și Sfântul respectiv. Mă bucur foarte mult atunci când văd bucuria credincioșilor sau acelor care vor o icoană pictată la noi. Mă bucură mult dacă ei sunt mulțumiți de icoana pe care o privesc, de icoana la care se închină, pentru că o icoană trebuie să, în momentul în care te uiți la ea, trebuie să transmită ceva. Dacă nu reflectezi puțin asupra propriei tale vieți și asupra vieții omenești în general, să realizezi că pocăința este într-adevăr cheia care deschide ușa de la finalul drumului existenței noastre, e greu să faci pictura bizantină. Pictura bizantină în sine este o artă, este o misiune. O misiune destul de grea.
Este un lucru benefic faptul că această îndeletnicire, în afara faptului că se realizează în mănăstiri, se realizează și în lume de către oamenii talentați, de către oamenii cu dar de la Dumnezeu, și este un îndemn spre transformarea omului vechi în om nou, pentru că Hristos asta cere, să ne schimbăm, să ne îndumnezeim. O transformare a omului de zi cu zi, cu toate grijile, cu toate problemele, să devină mai bun, să devină mai atent cu el, să învingă mai ușor patimile. Și tocmai aceste îndeletniciri, ca pictura icoanelor, ca muzica bizantină, să zicem, rostirea unui psalm, chiar rugăciunea însăși să realizeze această, să spunem așa, transformare a omului. Doresc în același timp și celor care au acest dar să îl perfecționeze, să lucreze cât mai mult, să caute modele frumoase, vechi, să se inspire din arta bizantină, care a semnat o adevărată valoare și o adevărată cultură în istorie.